Mă scuzați, sunt aici în interes de serviciu. Cum adică în interes de serviciu? Păi, da, lucrez pe vapor. Aha, și unde e marfa? Desigur, în buzunar. Aha. Hei, avem noroc. Vezi, Rexio, vasul către Egipt a apărut ca din pământ. În curând, vaporul va naviga spre Egipt. Rexio și Crates, pasagerii clandestini, au decis să se amestece în mulțime pentru a nu trezi suspiciuni. Vă rugăm, domnilor! Îmi pare rău. Sunt inginerul Amper. Îmi pare rău. Sunt Volta. Scuze, dar nu am auzit. Îmi pare rău. Volta? Și pe mine să mă scuzați. Cursa a durat și a durat. În general nu-mi place animația și mai ales cea stat. Este slabă. Cele 3D au profunzime, șoc, lumini. Mi-e greu în clipa de față să spun. Exprimă ceva. Vreți, de exemplu, să priviți în stânga, apoi în față, să priviți în dreapta, de jur împrejur, să meditați pentru o clipă și... Nimic impresionant. Nu sunt secvențe de acest gen, pentru că nimeni nu le-a vrut. Nu s-au desenat. Și cine pierde? Dumneavoastră pierdeți, domnule. Eu pierd, noi pierdem. Acestea sunt animațiile noastre. Ca să nu spun, priviți-vă mâna, vedeți același lucru. Și dialogurile. Dialogurile nu sunt bune, chiar foarte proaste. Se repetă și sunt transcrise în cel mai bun caz. Acum stau eu așa, domnule, și privesc, normal, în fața mea, pentru că în spate nu pot. Privesc și iar privesc până mi se face rău. Privește, domnule, privește-mă. Nimic. În general lipsește acțiune. Nu se întâmplă nimic. Vă rog, domnilor, sunt capitan. Îmi pare rău, este vreun inginer la bord? Amper, el este inginerul Amper, cel care călătorește împreună cu Volta. Atunci să se ocupe Amper și Volta de avarie, pentru că este chiar o avarie. Îmi pare rău. Vrând să evite demascarea, Rexio și Crates s-au îndreptat spre sala mașinilor pentru a executa reparații. Și au reușit! Desigur! În afara serviciului putem face ce vrem. Ei bine, să vedem mai departe. Aha! Se întâmplă ceva! Merge greu! Bum! Numai să nu... Bum! Și ce? Își rodează. Încă! Își rodează. Deși rodează. Încă! 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 Aha! Merge greu! Îl înșurubez! Numai... Și ce? Merge greu! Se întâmplă ceva! Și ce? Merge greu! Aha! Merge greu! Și brusc, spre mirarea tuturor și înainte de toate a inginerilor, motorul s-a liniștit și a început să lucreze normal. Normal. Am crezut că nu vom reuși. Trăiască! După reparație, vaporul mări viteza, așa că organizatorii cursei abia au avut timp să pregătească seara de bun rămas în onoarea lui Rexio și Crates. Vă rog să încântați! Mulți ani trăiască! Mulți ani! Domnilor! Ca semn de mulțumire, vă rugăm primiți din partea noastră o statuetă. Mulțumesc! La revedere, domnilor! Ascunzând statueta în buzunar, Rexio și Crates au părăsit vasul și s-au îndreptat spre locul în care se așteptau să vadă piramidele. Ei, suntem. Recunosc că am făcut puțină insolație. Adu-mi aminte, Rexio,
Pentru ce am venit aici? Îl căutăm pe doctorul Jones. Pe doctorul Jones. Păi să-l căutăm. De ce stăm degeaba? Doar nu va cădea din cer. Poate măcar are o carpetă zburătoare. Ei, și-a îndepărtat-o puțin, măi. Aolo, m-am săturat. Am poruncit să puneți aceste dențe afară. Sau eu, sau ele. Da, habibi. Zburător sau nu? Probabil pe aici. Vă propunem o statuietă pentru această mumie. E îngrozitor! Înțelegerea rămâne. Iată ceva care inspiră teamă. E suficient pentru lampă? Suficient! Minunat atunci! Iată lampa. Cu spiritușul în ea? Da. Și-ți va îndeplini orice dorință. Pot să vă spun că Nilul Crocodilul este al vostru. La revedere, mititelule! Hehe, privește, Rexio! Pe cine întâlnim din nou? Capitanul Nemo! Voi visați la crocodilul Nilul și exact azi noi l-am scos la vânzare. Simt că ne vom înțelege. Globul cu piramidă și zăpadă e al vostru. Salut! Să mă înghețe Shangri-La! Iar voi? Noi suntem! Ai descoperit unde se varsă Nilul, capitane Nemo. Și încă cum? Tocmai aici? Vrei să spui că nimeni înaintea ta nu a mai descoperit asta? Nu am idee! Am descoperit lumea pentru mine. Dar nu ești tentat să descoperi ceva nedescoperit de nimeni? Cum să nu mă tenteze? Atunci descoperă. Dar ce? Știu și eu. Află de unde izvorăște Nilul. Tentant. Uite, schimb acest glob cu piramidă și zăpadă pe... Olala! Incredibil! Scutură-l, domnule, te implor! Liniștit! Puțină răbdare! Este al dumneavoastră! Îl voi scutura până la sfârșitul zilelor mele! Luați carabeul! Este al vostru! Vrem să schimbăm acest pres papirus cu opera dumneavoastră Cairo Noaptea. Perfect! Am nevoie de acest pres papirus pentru a presa tablourile mele. Înțelegerea e valabilă. Vă rog! Plăcerea este de partea noastră. Ce aveam eu? Ne dați acest cap de cămilă? Tabloul Cairo Noaptea este singurul lucru pe care l-am găsit. Minunat! Întunericul egiptean în sfârșit redare. Ideal pentru peretele din pivniță. Sper numai că nu va domina interiorul. Capul de cămilă este al vostru. Și acum este... arată ca... Camila! Doar că nu are cap. Vă rog, Camila e zi. Rexio și Cretes au decis să se deghizeze în Camila. Eu voi sta în față, pentru că va trebui să vorbesc. Camilele nu vorbesc! Nu vorbesc? Atunci
voi tăcea. Străduiește-te să arate natural. Acum, în liniște, căutăm o soluție, o cămilă. Și așa, cu ajutorul istețimilor, Rexio și Cretes au ajuns în locul unde se efectuau săpături arheologice. Încă o bucată, pentru siguranță. Să-l găsim pe doctor. Doctorul Jones? Stați, cine sunteți? Cum ați pătruns aici? Ei, iată. El este viteazul câine Rexio, iar eu mă numesc Cârtița Cretes. Ai spus Cretes? Așa mă numesc. Ai auzit Thomas? Am auzit, desigur. A spus Cretes. Îți spun, am auzit. Thomas, lasă tonul ăsta. Tată, te rog. Nu aici, Thomas. Ei, de ce vă mirați de numele meu? Întreabă de ce. Îmi permiteți să mă prezint. Cu plăcere. Sunt profesorul Jones, descoperitorul acestei piramide, iar acesta este fiul meu, Thomas. Dar îi puteți spune Tomiță. Vă implor, nu-mi spuneți. Ne-a făcut plăcere. Cum? Descoperitorul piramidei? Dar ele sunt aici de secole. În niciun caz. Nu de mult am plecat cu Tomiță la o plimbare și brusc, bam! În jurul nostru au apărut piramidele. Le-am descoperit, deci, adevărat, fiule? Ce e adevărat, e adevărat. În continuare, nu înțeleg. Vrând să descoperim secretele lor, am început săpăturile și am ajuns la această tăbliță. Tata consideră că ea reprezintă cheia pentru rezolvarea enigmei. Ați citit-o? Probabil sunt hieroglife. Nu, nu tocmai. Am reușit să citesc numai un cuvânt. Ce cuvânt? Cretes. Acest cuvânt este Cretes. Rexio și Cretes au înlemnit. Va trebui să te ajutăm să citești acea tăbliță. Profesore, poate împreună vom reuși să o descifrăm. Nu știu. Nimeni până acum nu a descifrat scrisul hieroglifii. Cineva tot trebuie să o facă. Eu vreau! Nu glumi, Tomiță. Dar, tată! Ascultați, am aici un disc din piatră. Dacă am putea să-l ascultăm, atunci am fi în stare să citim acele inscripții de pe tăbliță. Să încercăm să facem ceva cu el. Bine. Mie nu ai vrut să mi-l dai. Pentru că l-ai fi stricat, Thomas. Sau l-ai fi pierdut. Doctore Jones, putem primi carnetul de arheolog? Vă rog, luați notițe, faceți schițe. În mod sigur veți avea nevoie de el. Cum vă merge? Nu ne merge. Tomiță, ascultă! Nu, numai nu, Tomiță! Nu-mi place! Hei, Thomas, nu-ți place numele tău? Nu se vede? Toată familia mea are nume deosebite. Doar mie mi-au spus Tomiță. Schimbă-ți numele. Am deja câteva idei. Florida, California, New Jersey... New Jersey Jones? Mai gândește-te! Și ce este? Arată a uși închise. Broască, un cifru, dar acolo e plin de hieroglife. Să nu le atingem. Un disc? Ce să facem cu el? Carnetul este? Cum să nu? Chiar am desenat ceva pe el. Intrarea pentru arheologi. Ce frumos scrie aici și cât de elegant. Rexio și Cretes s-au cățărat pe acoperișul clădirii din apropiere. Oh, acest loc este interzis.
Nu se știe de ce. Mai bine să nu ne mai uităm.